Locul de joacă, aceste locuri necesită mentenanță, necesită preocupare permanentă. E bine să facem curățenie, să măturăm, să le suflăm, să scoatem frunzele afară, dar trebuie și spălate. Mai ales acolo unde, iată, că mai avem corcoduși, duzi și alte tipuri de pomi fructiferi care fac mizerie. Noi suntem aici tocmai pentru a face curățenie. Permanent se întâmplă chestiunea asta, dar de asemenea trebuie fiecare dintre noi să contribuim în sensul de a păstra curățenie în locurile de joacă. A avea un oraș frumos, a avea locuri de joacă frumoase și curate, ține în primul rând de primărie, dar nu în ultimul rând ține de fiecare dintre noi.